direcțiilor generali sau după gaza directorilor, se face pe baza susținerii unui concurs de proiecte de management, câștigătorii urmând să încheie un contract de management în conformitate cu prevederile legii. Reținem de asemenea că autoritatea publică locală are obligația, în vederea încredințării managementului instituțiilor publice de cultură, de a organiza concurs de proiecte de management. Câștigătorul concursului încheie contract de management cu autoritatea și este remunerat din bugetul instituției. Potrivit articolului 6 alineatul 1 din ordonanță, pregătirea concursului de proiecte de management constă în elaborarea și aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a concursului, de soluționarea contestatelor, precum și a caietului de obiective, care urmează a fi aprobate prin act administrativ de către autoritate. Și aveți în anexă regulamentul, cazul, modelul de contract de management, caietul de sarcini, condițiile de participare, astfel încât îi punem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre promit în acest sens. De asemenea, o să vă rog să nominalizați în comisia de concurs un reprezentant și la fel pentru comisia de soluționare a contestațiilor. Vă mulțumesc. Rapoartele de avizare, ADP, favorabil. BFC, favorabil. Învățământ, cultură, sănătate, favorabil. Juridică, favorabil. Vă mulțumesc. Discuții, vă rog. Dacă aveți discuții pe marginea acestui proiect.